După ani de zile în care nu s-a investit mai nimic în învățământul târnemțean, sala de sport și alte două corpuri de clădire de la Colegiul Tehnic Ion Creangă se află în plin proces de reabilitare și modernizare. Da, într-adevăr, este încă în șantier. Lucrările care au început din vara anului 2015 se continuă. Din punct de vedere temporal, se pare că încă domnii constructori sunt în graficul stabilit, mă refer la data limită de expirare a contractului de servicii cu Primăria Orașului Târgu Neamț, care este cea care a depus proiectul de modernizare a trei corpuri de clădire la Colegiul Tehnic Ion Creangă. Este vorba despre sala de sport, în care nu s-au mai făcut investiții de foarte mult timp. Este vorba de corpul A1, construit încă de pe vremea domnului profesor Drugă, când dumnealui era director, din discuțiile mele și cu contribuția profesorilor atunci, și cu corpul A2, fosta garnizoana batalionului de vânători de munte din Târgu Neamț. La sala de sport s-a realizat reabilitare termică, înțelegem prin asta înveloparea clădirii și a învelitorii de deasupra, a hidroizolației. Se realizează în momentul de față acoperirea suprafeței de joc, gresie, faianță, dușuri, lavoare pentru cei care se schimbă și își desfășoară acolo activitatea, două săli de gimnastică și două birouri. Pereții, tencuiala a fost dată jos în întregime și un lucru foarte important și la care am înțeles aici, am avut înțelegere și din partea constructorilor, a fost legată de suprafața vitrată, mă refer aici la geamuri, care sunt mulțumit, sunt de calitate. În celelalte două corpuri de clădire, lucrurile încă sunt în desfășurare. La fel, s-a realizat reabilitare termică, reabilitare învelitoare a acoperișului, doar pentru unul dintre ele, schimbarea șapelor și a tâmplăriei acolo unde ea necesită. S-au încărcat pereții, s-a dat jos tot ce a însemnat crăpături, mucegai, s-a încărcat, s-a văruit. Încă se lucrează. Ca în majoritatea cazurilor apar și anumite discuții cu constructorii. Aș vrea să ne explicați de ce sunt doi constructori și nu unul, fiind un singur proiect, nu? Și ce nelămuriri, ce discuții au apărut? Cea mai ușoară întrebare pentru mine să vă spun de ce sunt doi constructori și nu unul, și lămurirea pe care eu vă dau este să întrebați pe ei, cum să vă spun eu din ce cauză sunt doi constructori. Nu vă pot spune lucrul acesta. Cele două firme, DZC și încă o firmă din Bacău, au realizat probabil o asociere, au câștigat o licitație, modalitatea prin care au realizat lucrul acesta nu pot să vă explic pentru că nu o cunosc. Stadiul lucrărilor a fost verificat și de edilul Daniel Harpa, mai ales că investiția este finanțată cu bani de la guvern prin ordonanța 28, iar Primăria Târgu Neamț suportă financiar cheltuielile neeligibile aferente proiectului. Nu este vorba numai de Colegiul Ion Creangă, este vorba de tot ceea ce înseamnă școli în Târgu Neamț, unde avem lucrări în derulare. Într-adevăr, aici este cea mai mare valoare a lucrărilor, este vorba de aproximativ 17 miliarde de lei vechi. Este un proiect început în 2015, în vara anului 2015, și țin foarte mult ca acest proiect să fie terminat în cel mai scurt timp. Într-adevăr, condițiile meteo nu ne permite, dar vreau ca cel târziu în luna martie să terminăm tot ceea ce înseamnă investiția la Colegiul Ion Creangă, începând de la sala de sport interior-exterior până la cele două corpuri din colegiu. Sunteți mulțumit de stadiul lucrărilor? Sincer, nu sunt mulțumit nici cu sala de sport, nu sunt mulțumit nici cu modul cum s-au organizat constructorii la unul din corpurile școlii, dar una peste alta sunt mulțumit că am reușit să aduc aceste fonduri, sunt mulțumit că am găsit înțelegere la Guvernul României în 2015 și sunt mulțumit că în sfârșit, Colegiul Ion Creangă, cel mai mare colegiu din Târgu Neamț, i-a venit rândul să venim cu aceste investiții, având în vedere faptul că la sala de sport din anul 87 sau 86, dacă nu mă înșel, nu s-a făcut nicio investiție și, bineînțeles, nici la celelalte corpuri nu s-a făcut nicio investiție de aproximativ 15 ani de zile. De aici unde veți merge? De aici voi merge la școala numărul 3 la Humulești, unde și acolo trebuie să definitivăm lucrările cât mai urgent. Și, bineînțeles, la Ghica Vodă, unde am început acele
corpului, acele sări de clasă și sper ca la fel în primăvară să terminăm lucrările, pentru că este păcat, avem finanțare 100%, avem licitație organizată, avem constructori, dar probabil și condițiile meteo nu ne permit, dar s-ar putea mult mai mult din partea constructorilor. Elevii își desfășoară activitatea normal, chiar dacă cele două corpuri sunt în reabilitare? Am avut foarte mari probleme și aici l-am rugat pe domnul primar și ne-a înțeles. A făcut presiune asupra constructorilor, astfel încât la data de 15 septembrie să ne putem să ne desfășurăm cursurile în spațiile de învățământ, cu oarecare greutăți, să spunem, dar în așa fel încât să nu trecem peste ceea ce înseamnă siguranța elevilor în cadrul șantierului și lucrul acesta ne-a ajutat. Este important că s-au realizat aceste lucruri pentru că n-au mai fost făcute de mult și, ce să vă spun, așa ca o paranteză, de fapt am mai declarat lucrul ăsta, cred că în ultimii 2 ani de zile am primit fonduri pentru lucrări de reabilitare cât în ultimii 15 ani.